Un sezon dedicat în exclusivitate descoperirii necunoscutului. E timpul să primim răspunsuri. Doamna Misterelor, la History. Cu 4 decenii în urmă, o carte care a făcut mult zgomot, pe nume Amintiri despre viitor, scrisă de un hotelier serbizan, El Pocherica, m-a făcut să merg pe urmele locurilor stranii de pe planetă. Locuri bănuite a fi prileji de întâlnire cu civilizații extraterestre. Aceste lucruri pe care le reclama Erich von Däniken suscitare, că sunt dovezi sigure de contacte cu ETI, eu, fiind profesor de matematică timp de 3 ani în Maroc, am încercat să le văd câteva dintre ele, să ajung la fața locului ca să încerc să descifrez cu mintea mea de profesor de matematică și de cunoscător al fizicii, cu mintea mea asta să încerc să figuiesc realitatea. Pentru asta am străbătut Valea Nilului, trecând pe la piramide și pe la Sphinx. Am fost în jurul lacului Titicaca și Atacama la Teotihuacan, la Tiahualaco, și apoi în Mexic la piramidele de la Teotihuacan. Am fost în locuri deosebite mai târziu și am scris o carte care se cheamă Enigmatic Pământul, care a avut până acum 3 ediții. Ulterior am fost și în locuri părăite la fel de planietate, cum sunt insula Paștelui, cum sunt insule Galapagos, locuri cu renume și aură de ciudățenie. E bine, concluzia mea după toate cele ce le-am văzut este că în toate aceste locuri stranii, în toate aceste dovezi ale unei neobișnuite realități, este mâna și mintea inginerului speciei sapiens. Iau cel mai clar și mai scandalos exemplu clădit în minte, este cel al piramidelor Egiptului, piramidele Khufu, Cheops, Chefren și Mykerinos, sunt atât de perfect matematic construite, atât de puține, de mică eroarea la realizarea dimensiunilor bazei piramidei, atât de perfect e așezată pe nord-sud și pe est-vest, sunt așezate diagonal de piramidă, încât te face să crezi că au avut instrumente nemaipomenite, artefacte nemaipomenite și au avut o cultură străveche egiptenii de acum 450 de secole, încât să poată să facă realizările astea. E bine, cercetările egiptologilor au dus la concluzii uluitoare și anume că, folosind canale construite de la Nil până la piramidele ce urmau să se ridice, s-a putut face transportul, s-a putut face măsurarea blocului, cu un loc special de geometru care are în minte capacitatea de a măsura și de a aranja distanțele și unghiurilor, mari construcții din vremea lui Djoser și vremea lui Nikotep, au putut să ridice aceste extraordinare construcții pe care, credeți-mă, dacă ar fi să le facem în zilele noastre, probabil n-am fi capabil să le ridicăm. Acest este cel mai straniu artefact bănuit a fi extraterestru și pe care eu cred că savanții vremurilor noastre îl demonstrează că, din potrivă, este o mare realizare a lui Sapiens. Întâlnindu-mă cu cartul lui Erich von Däniken, și stârnit fiind de cartea asta, m-am dus să văd extraterestrii la locul lor de muncă, adică în Sahara, în jungla Mexicului, în jungla în jurul lacului Titicaca, unde locuri de în care sunt stadie locurile astea stadie. Eu zic că peste tot este amprenta lui Homo Fader. Homo Fader înseamnă inginerul, cel care pentru prima dată a scobit un buștean, l-a pus pe apă și s-a urcat în scobitura din buștean și a inventat tehnica navală, cel picarul care prima dată și-a drumul cu cine știe ce trăznaie de aripi ca să ducă înapoi. Când roata a apărut în mintea cuiva, putea să zice, trebuie răzbuduire, a fost pentru creierul primatelor transformate în oameni de atunci. Apariția focului și păstrarea lui și altele și altele, toate au fost gândite pe incidenți. Poate că a existat astronautul antic, poate că a ajuns aici. L-ar s-a întâlnit cu Homo de Neandertal sau Homo sapiens la începuturile transformării lui
în făptură inteligentă. Poate că încă nu știau să vorbească și să comunice. Poate că nu știau focul. Poate că încă trăiau copaci legați de coadă. E foarte posibil. Nu sunt însă de acord că astronautul antic ar fi putut să vină pe Pământ în momente în care noi deja demonstrasem că suntem făpturi care pot evolua, că avem inteligență. Nu are niciun rost. Aici paradoxul lui de Fermi de care am vorbit, îți arată clar că nu se poate. Dacă ei există, ei trebuie să se arate. Un sezon dedicat în exclusivitate descoperirii necunoscutului. E timpul să primim răspunsuri. Doamna Misterelor, la History.